Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Până la super finala de mâine avem astăzi finala mică a acestui campionat mondial. O finală mică despre care mulți spun că n-ar trebui să se joace, că e o confruntare care adună foarte multe frustrări. Frustrări după eliminările din semifinale. Dar cred că în situația de față nu e cazul. Cred că avem una dintre cele mai interesante finale mici din câte au fost până acum în ultimul timp la ultimele turnee finale de cupă mondială, pentru că la european nu există finală mică. Și asta pentru că sunt două echipe pentru care locul 3, medalia de bronz, chiar înseamnă ceva. Probabil că dacă Argentina ar fi fost în situația de a juca finala mică, ar fi fost mai mult dezamăgire sau, în acea situație fiind și Franța, dezamăgirea ar fi fost destul de mare, s-ar fi dat șanse altor jucători, garnitura a doua, jucătorilor care au evoluat mai puțin și așa mai departe. Nu e cazul nici pentru Maroc și nici pentru Croația, nici pentru Croația și mai ales pentru Maroc. Croația-Maroc așadar, ora 17, ora acestei finale. Pentru Maroc, oricum, performanța este colosală. Calificare în semifinale pentru o țară africană, au spart niște bariere marocanii cu ocazia asta, iar medalia de bronz ar fi cu adevărat fenomenală, în vreme ce pentru Croația ar fi al doilea turneu final de cupă mondială pe podium. Ar fi pe podium dacă vor câștiga această finală mică. Oricum, Croația are 3 participări deja în semifinale, 3 finale, 2 mici și una mare jucate în cele 6 din 6 turnee finale de cupă mondială la care a participat, în 3 a ajuns în finală. Uluitor pentru o țară cu mai puțin de 4 milioane de locuitori, așa cum este Croația. Ok, să vorbim despre meci acum. Evident e Croația favorită, dar cota diferă destul de mult față de cea pe care am avut-o la meciul dintre Croația și Maroc din grupă. Atunci Croația era mai mare favorită, acum ne-am dumirit și noi care treaba cu Marocul, dar e normal ca echipa lui Luka Modric, pentru care ar trebui să fie ultimul dans la o cupă mondială, cel puțin, echipa lui Luka Modric e normal să fie favorită. O să vă propunem și astăzi, dar și mâine la finala mare, 3 idei de pariuri și o idee de super pariu. Pentru prima idee de pariu, hai să vedem rezultatele Marocului la această cupă mondială. Și vă spuneam de meciul cu Croația, a terminat la egalitate. Până la meciul cu Franța, pe care îl vedeți în coadă jos, până la meciul cu Franța, Maroc luase un singur gol și el a dat tot de ei în meciul cu Canada, pentru că a fost autogol. În meciul cu Franța a luat un gol de la un fundaș și mai apoi de la o rezervă, dar dincolo de asta, dincolo de performanța asta din punct de vedere defensiv, ne uităm la meciuri în sine, la ce ne interesează pe noi. Un singur meci, cel cu Canada, a avut mai mult de 2 goluri. Marocul a făcut ca meciurile să se joace pe ideea asta, pe strada asta a golurilor puține. Așa că spre asta ne ducem și noi. Nici Croația nu e o echipă, nu are tinerețea și entuziasmul de altă dată, plus că pe zona ofensivă, pe zona de atac, jucătorii de acolo nu se ridică la înălțimea celor din zona de mijloc. Mai e și portarul Bono, care e într-o formă bună. Mai e și Livakovic, care e și el portarul celălalt, care este într-o formă bună. Mergem așadar la prima idee de pariu, sub 2,5 goluri, cotă aici de 1,95. A doua idee de pariu pe care noi vă propunem se duce în zona cartonașelor. Ceea ce vedem noi aici sunt cartonașele galbene primite de marocani. În afară de meciul cu Portugalia, unde vedeți, au primit 3 cartonașe galbene, în rest unul sau chiar deloc în meciul cu Canada. E cumva surprinzător pentru o echipă care s-a bazat pe organizare defensivă, dar care ne-a arătat în meciul cu Franța că știe să și atace la o adică atunci când are nevoie. Însă e o echipă foarte disciplinată, care faultează puțin și atunci când e necesar și nu ia cartonașe galbene. Ne ducem și noi pe ideea asta. Sub 1,5 cartonașe galbene, Maroc, o cotă de 2,40.
Iar pentru a treia idee de pariu, am căutat prin statisticile meciurilor pentru locul 3, finalelor mici, ca să spunem așa. Și am căutat finalele mici, nu ne-am dus la ultimul turneu final, pentru că am avut în Rusia în 2018, am avut finală mică între două echipe din Europa. Ne-am dus la finale mici care au scos, au adus față în față echipe de pe continentele, de pe continente diferite. Și observăm că la aceste meciuri de care vorbim, în 2014, în 2010 și în 2002, europenii și-au tras partea leului, partea euro, și au câștigat. Așa că ne ducem spre Croația aici, spre echilibrul, spre experiența Croației, poate și spre evaluarea individuală superioară a croaților. Victorie Croația în timpul regulamentar, în 90 de minute, așadar pe cotă de 2.35. Iar pentru ideea de super pariu pe care vrem să o propunem, combinăm două din ideile de mai devreme, din ideile de pariuri. Sub 2,5 goluri în meci, sub 4,5 cartonașe în meci. Cota aici este de 2.75.